începem prin a ne povesti câteva cuvinte despre ce înseamnă tehnologia, de fapt și de drept. E bună, nu e bună, există tot felul de dezbateri și tot mai dese. Depinde de care tehnologie vorbim, pentru că dacă ne întoarcem cu vreo 2500 de ani în urmă, când nu exista sau nu existau decât noțiuni elementare de, nu știu, asigurarea unei igiene, de asigurarea unui tratament, nu știu dacă putem să-l numim medical, tehnologia a evoluat foarte mult și aici, nu știu dacă putem sau nu, dar uite, o să vă recomand o carte, Rosling, cu partea de factfulness, care trage o paralelă foarte interesantă între acum sute sau mii de ani și ce se întâmplă ziua de astăzi. Pentru că noi suntem obișnuiți să vedem doar părțile negative, poate pentru că asta iasă în evidență în presă, în mass media, în unii care sau a căror poate preocupare este să vadă ce e negru. Dacă e să ne gândim, nu știu, la ultima sută de ani, să ne dăm seama câți copii sau câte persoane mor de tinere datorită lipsei sau mureau acum 100 de ani, de exemplu, și câte mai mor astăzi datorită lipsei unei igiene, a unui tratament pe care un echipament tehnologic și un echipament îl poate descoperi în timp util, tehnologia e bună. Dacă ne uităm la intențiile pentru care a fost segmentat atomul, de exemplu, intențiile au fost bune. Modul în care s-a folosit la Hiroshima și Nagasaki și în alte părți n-au mai fost bune. Tehnologia e așa cum, până la urmă, înțelegem să o folosim și vrem să o folosim. Lumea se ferește poate uneori de tehnologie și fără justificare. Uneori e pe baze pur și simplu de bănuială, alteori e, nu știu, antamare așa de grup. Per total, cred că tehnologia ne-a ajutat să evoluăm, ne-a ajutat să fim mai buni din multe privințe, ne-a ajutat să trăim mai mult, ne-a ajutat să trăim poate mai sănătos. E poate un mod în care alegem să o folosim, alegem să o înțelegem, vrem să o înțelegem, pentru că, la fel, mă întorc puțin la exemplu atomului, una e partea distructivă a atomului, alta e partea de potențial în care putem să ne gândim la energie și mai curată, de exemplu. Și cercetări sunt în domeniu, poate nu destule. Și putem adăuga, tehnologia nu are limită de vârstă. Tehnologia are poate o limită a înțelegerii fiecăruia. Nu are o limită de vârstă, dar pentru că am văzut persoane de peste 90, chiar 100 de ani utilizând telefoane inteligente, vorba vine, cu aceeași dexteritate de multe ori cu care o folosim și noi, persoane care suntem mult mai tinere, doar pentru că au înțeles-o și înțeleg utilitatea ei. La fel, cunosc persoane de 30 de ani care nu utilizează nici 3% din capacitatea unui dispozitiv de genul ăsta. Depinde fiecare ce înțelege și de ce are nevoie. Ce nevoi ar putea să aibă o persoană de poate 80 de ani? De ce ar folosi tehnologia? În urmă cu mai mulți ani de zile, între 2011 și 2014, în România exista un program a cărui scop era să finanțat de o fundație internațională, Biblionet îi spune programului, în care practic s-au făcut niște dotări pentru 2000 și vreo 500 de biblioteci din întreaga țară. Dotările astea au însemnat că noi veneam cu echipamentele, am avut plăcerea să lucrez în acea echipă, noi veneam cu echipamente, calculatoare, scanere, training pentru bibliotecari, iar în general se întâmpla în mediul rural, iar bibliotecarii învățau la rândul lor să utilizeze, cei care nu știau, aceste echipamente și să învețe mai departe comunitatea. Foarte multe primării la momentul respectiv ne-au spus, păi da, ce, că nu o să mai vină nimeni la, toată lumea o să vină, nu știu, să stea pe calculator eventual și nu o să mai vină să ia o carte. S-a întâmplat exact invers, pentru că în multe dintre aceste biblioteci s-a dublat, triplat și a crescut foarte mult numărul de împrumuturi, iar
persoanele în vârstă, fără familie neapărat apropiată, veneau foarte des să vorbească cu copiii din străinătate, să se vadă. Erau cazuri în care nu se văzuseră de ani de zile cu rudele din străinătate și puteau să o facă acum. Ba mai mult, ce a fost interesant și descopereau la momentul respectiv, cred că peste 1,5 milioane de persoane au dat sau cumva au luat un contact cu internetul atunci, datorită acestui program. Au putut să facă tururi virtuale, să vadă Marele Zid chinezesc. E destul de, nu știu, cred că ce te limitează e imaginația în utilizarea tehnologiei. Pentru că e fabulos să poți să fii pe Marele Zid chinezesc de la tine de acasă, să poți să vizitezi lucruri din lume și poate chiar din nu știu, afara planetei, stând pur și simplu pe un scaun. Tu poate nu te poți mișca sau poate ai diverse probleme, să nu mai vorbesc de costurile care există atunci când vrei să vizitezi, care nu sunt neapărat foarte accesibile pentru toată lumea. Tehnologia te ajută să treci de toate chestiile astea. Să nu mai zic de simplele, nu știu, metode sau mijloace medicale care te ajută pe tine ca pacient să-ți monitorizezi sănătatea și îl ajută pe doctor să emită alerte atunci când e cazul. Adică există o paletă foarte, foarte largă care e foarte folositoare, inclusiv unei persoane de 80 de ani. Există și oameni care au scăpat de depresie doar jucându-se, intrând în comunitatea aceea de gameri, să zic așa, și-au scăpat de depresii, de anxietăți, de foarte multe și-au găsit locul prin tehnologie. Tehnologia te poate și scoate din lumea ta, care poate fi, așa cum spuneai și tu, poate un pic mai îngustă sau poate mai singură și te poate aduce aproape de alți oameni care au, nu știu, preocupări similare, care au pasiuni similare, da, e foarte adevărat. Și mai trăiești viața reală. De ce nu? Adică cumva ține de tine, ține de anturaj. Uneori, da, poate te pierzi în telefon pentru că cred că peste tot sunt imaginile din toată lumea cu oameni stând cu capul în telefon. Ei în general interacționează, dar poate că nu și-au găsit încă la momentul respectiv, nu știu, modul în care pot interacționa și fizic. Unora le e mai simplu să interacționeze pur și simplu, nu știu, teoretic, printr-un telefon, dar interacționează și asta e mai bine decât a ține în tine lucrurile, a te feri de tot și de toate și a fugi, pentru că devii foarte introvertit în momentul în care tu nu mai schimbi idei, tu nu mai încerci să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, lucrurile devin destul de întunecate probabil. Și într-adevăr, jocurile, pasiunile și tehnologiile în general adresează și astfel de posibilități. Cum ai spus mai devreme despre frică, cum putem să scăpăm de frică și cum putem să nu ne simțim poate atacați de tot valul ăsta care poate parcă crește exponențial, tehnologia se dezvoltă continuu? Da, și e normal să fie așa. Nu știu, hai să luăm un exemplu, automobilul. Da? Gândește la 150 de ani. Ce însemna automobil atunci, ce însemna poluare atunci? E adevărat că erau mult mai puține. Dar cum era viața oamenilor atunci? Cum era automobilul acum 80 de ani? Cât de mult polua, cât de multe automobile erau atunci? Cum a evoluat? Evoluăm acum spre electric. Probabil nu e neapărat cea mai bună resursă sau cel mai bun mijloc de locomoție pe care îl putem avea acum. Cel mai bun pe care îl putem avea, dar e cel mai bun pe care îl avem acum. Și o să meargă probabil spre resurse și mai curate. Tehnologia te ajută și îți cumva trece prin tot felul de iterații, astfel încât să facă diferența etapă cu etapă. Dacă vrei, putem să povestim foarte simplu că citeam zilele trecute despre tehnologia prin care trecem acum, cea clasică computațională versus quantum. Și se pare că există niște cercetări care demonstrează că tehnologia actuală poate să fie aproape la fel de rapidă ca și quantumul. Quantumul
înseamnă acum doar procesare foarte, foarte rapidă. Ce puteai sparge, de exemplu, tu ca și cercetător, dar puteai să faci niște teste de a sparge o parolă, a sparge o criptare și mai departe, înainte, nu știu, 100 și ceva de ani, acum poți face în 7 minute, s-a demonstrat chestia asta. Dar atât. Dacă, de exemplu, pui niște bariere simple, analogice, așa cum pare tehnologia de astăzi versus cea de quantum și spui, ok, eu nu vreau să mai accesezi după 6 sau 7 încercări greșite, nu vreau să mai accesezi 24 de ore sistemele, o să pui aceleași bariere. Există ani de zile de cercetări în tehnologia actuală și o căruță de bani. În tehnologia quantum suntem abia la început. Totul este de viziune și de cum alegi practic să investești în partea asta de cercetare și de câți oameni și de câtă pasiune se pune și cu ce scop. La fel, partea de atom și modul în care a fost folosită toată cercetarea e tot așa. Cum îi ajută pe tineri tehnologia? Tu ai contact deseori sau poate zilnic cu tinerii? Cred că îi ajută să înțeleagă poate mai bine ce se întâmplă mâine. Pe unii îi relaxează, pe alții îi ajută să viseze, pe alții pur și simplu îi ajută de munca de zi cu zi. Mă întrebai mai devreme cum face diferența și tehnologia face diferența în viața fiecăruia, pentru că dacă în urmă cu, nu știu, iar mă întorc la 100 de ani pentru a scrie, nu știu, o teză de licență în formatul în care era acolo, petreceai ani de zile, acum cu calculatorul, și nu mă refer la plagiat, ci efectiv la proces în sine, ți-e mult mai simplu să formatezi, ți-e mult mai simplu să folosești creativitatea, să folosești imagini pentru a ilustra ideile tale, să-ți pui pasiunea pe hârtie, astfel încât lumea să înțeleagă ce ai vrut să zici. E mult mai simplu decât acum 100 de ani. Dacă ne gândim când a apărut acum, iar multe sute de ani în urmă, presa, efectiv, presa prin care se făceau ziare, cărți și așa mai departe. Cred că Heidelberg a fost prima, nu mai știu exact. Petreceau cu zilele pentru a aranja literele manual. Tehnologia de astăzi, dacă acum de pe telefon am un document important care știu că trebuie tipărit și n-am altfel, l-am trimis la imprimantă, s-a tipărit. Mult mai toxic, mult mai greu și cu Biblia lui Gutenberg s-a stat și s-a lucrat. Da, și tot ce a fost după. Da, dar în același timp, nu știu, astă vară am avut mai multe evenimente și am petrecut timp cu, cred că, în jur de 1200 de elevi și studenți. Am povestit foarte mult cu ei despre tehnologie și ce le-ar face viața mai simplă în universitate, în școală și așa mai departe. Am intrat un picuț în partea de revoluții industriale și ne-am apucat să cercetăm așa cu ce se întâmpla înainte, cum exista poluare și în ce formă și așa mai departe. Dacă vă imaginați Marea Britanie sau de fapt spațiu englez, că practic de acolo a pornit revoluția industrială odată cu revoluția țesăturilor și a echipamentelor robotizate pentru asta, trecând de partea de igienă, trecând de partea de poluare, că erau sticle peste tot, trecând prin tot felul de iterații, am ajuns la astăzi, când trăim poate cu aproape 30 de ani mai mult, în multe cazuri, în care știm că nu e bine și acum știm și suntem conștienți că trebuie să reciclăm. Probabil că încă nu avem o structură pe care să facem chestia asta, dar tot tehnologia ne-a ajutat să conștientizăm chestiile astea. Tot tehnologia ne-a ajutat să înțelegem de fapt că emisiile pe care le avem de la automobile, de la fabrici și așa mai departe, toate revoluțiile și iterațiile astea industriale
ne ajută pe noi să trăim mai bine, dar ne ajută să și conștientizăm ce impact avem și să încercăm să reducem trecând la următoarea iterație de tehnologie. Tinerii înțeleg chestia asta și cumva așteptările lor mai degrabă sunt să poată să folosească această tehnologie, nu să se ferească de ea. Acum, într-adevăr, sunt și grupuri care se feresc de orice. E cumva discuția cu 5G, discuția cu antenele 5G, mi-aduc aminte de aceeași discuție cu tehnologia 3G, mi-aduc aceeași discuție trecerea de la rețelele WAP la tehnologiile G. Testele și tehnologia de genul ăsta e testată ani de zile. E testată în medii de care mai diferite. E la fel ca și cu vaccinurile, pentru că până la urmă, și nu știu dacă vrem să ajungem și să intrăm în discuția asta, cert e că dacă în urmă cu 60 de ani milioane de oameni încă mureau din diverse boli, astăzi o parte din ele au fost eradicate datorită tehnologiei de genul ăsta. Că mai sunt și efecte adverse în câteva cazuri, din păcate, asta e viața. Cum ar fi cu paralela câteva, exact ca la medicamente. Exact, sunt reacții adverse, asta este, dar tot tehnologia ne ajută cumva să mergem înainte, să ne îmbunătățim viața pe ansamblu. E adevărat că de multe ori poate nu vedem decât propriile nevoi și poate aici tehnologia încă nu face destul și poate nici sistemele de educație nu sunt gândite să te facă pe tine să te întrebi, ok, înțeleg destul, însă îți poate facilita chestia asta și în multe cazuri se întâmplă. Acolo unde există interacțiune, acolo unde există colaborare și în general proiecte comune care utilizează și tehnologie, lucrul ăsta se întâmplă și tinerii chiar înțeleg asta. Uite, dacă luăm competițiile de robotică sau demo-urile de robotică pe care le mai organizăm noi și atelierele de industrie 4.0, tinerii în general lucrează împreună foarte mult. Poate la un moment dat o să facem o emisiune și cu o parte din colegii cu care am organizat partea de ateliere de robotică. Asta vară am avut o surpriză fantastică. Mă așteptam ca o parte dintre ei să lucreze împreună în, nu știu, aventura noastră Open Robotics Intelligent Grid. Vreau să spun că, deși au avut un timp limitat la dispoziție, au avut 2 zile pentru a-și contura proiectele proprii, cei care au terminat au început să-i ajute pe ceilalți. Deși concurau, să ne înțelegem, deci ei concurau, nu știau dacă vor avea premii sau nu, ei concurau, după ce și-au terminat proiectele, au văzut că funcționează, și-au construit roboții, și-au făcut programările, au început să-și împrumute echipamente, au început să-și împrumute și să construiască împreună secvențe de cod. Cumva i-a ajutat să fie acolo, unul pentru altul. E, tehnologia, sau și asta e o față a tehnologiei. Nu, depinde cum alegi și ce alegi să vezi. Exact, la roboți am și vrut să ajungem. Ce este cu tot valul ăsta cu roboți? Vine inevitabil? E un val, e o nouă iterație. Pe care tinerii primesc foarte bine și aparent fac niște lucruri incredibile. E vorba de pasiune la mijloc și e vorba de joacă într-o măsură, pentru că, într-adevăr, din următoarea iterație și transformare digitală care ne așteaptă, partea de robotică, partea de automatizare inteligentă va fi o componentă foarte, foarte importantă. Avem acum diversi roboți care poate să facă task-uri industriale. Da? Fiecare fabrică are un nivel de robotizare. E, foarte multă lume se ferește de chestia asta și e un exemplu pe care îmi place să-l împărtășesc. La nivelul anilor 1920, partea și industria de packaging, industria care se ocupa de asamblarea pur și simplu a, nu știu, cutiilor de trimis în dreapta și în stânga, avea zeci de milioane de angajați în toată lumea. Se făcea totul manual, evident plata, remunerația lunară era scăzută pentru că nici munca nu era foarte, foarte amplă. Odată cu liniile industriale și cu robotizarea lor, e adevărat că s-au pierdut foarte multe locuri de muncă.
Întrebarea mea e, s-au pierdut? Pentru că ai luat un om care câștiga 30 de cenți pe săptămână. În unele cazuri, da, s-au pierdut. În cele mai multe cazuri s-a creat perspectivă mult mai bună pentru tinerii care erau la momentul respectiv, pentru copiii și urmașilor. Adică totul a fost un lanț în care, sau care ne-a dus pe noi acum să nu mai trăim cu, nu știu, 2 dolari pe săptămână sau pe lună. Din păcate, mai sunt regiuni în care se întâmplă chestia asta. Dar totuși, dacă acum 100 de ani, cred că 60% din populația planetei trăia într-o sărăcie lucie, acum mai e un miliard. Și o să ajungem să depășim și momentul ăsta. E, robotica e una dintre, și partea de automatizare e una dintre industriile care va aduce înainte tot ce înseamnă această evoluție. Și tinerii văd asta. Foarte mulți dintre noi am crescut cu rețelele sociale, am crescut, nu știu, cu Mirc, am crescut cu Yahoo Messenger, am crescut cu Facebook și așa mai departe. E, mă uitam astăvară și acum câteva săptămâni la tine cu care făceam atelierele de robotică. Nu toți mai utilizează atât de intens cât o facem noi. Sunt mult mai prinși în pasiunea lor, în robotică. Și sunt mai prinși în colaborare. Și cumva chiar cred că valul ăsta e constructiv pe mai multe planuri, nu doar pe tehnologie. Repet, aceeași chestie pe care o sublineai și tu mai devreme, tehnologia poate să te scoată din starea ta de disconfort sau poate să-ți ofere confortul de care ai nevoie la un moment dat. Depinde cum o folosești. Depinde și alături de cine. Ta. Corect. Exact. Mulțumim mult, Andrei. Din păcate, trebuie să ne oprim aici. Continuăm în episoadele următoare să dezbatem mai larg poate toate fațetele tehnologiei, dacă o să apucăm. Și cu siguranță cu copiii de la roboți, de la robotică și tehnologie, cu siguranță ne revedem în episoadele următoare.